se dau două pensii pentru fiecare român. Informația dimineții despre pensiile din România În România, sistemul de pensii este format din patru piloni, pilonul 1, sistemul pensiilor de stat, pilonul 2, pensiile obligatorii administrate privat, pilonul 3, sistemul de pensii facultative și pilonul 4, pensiile ocupaționale. Pensiile private sunt încadrate în pilonul 2 și 3. Angajații români pot beneficia de pensii private pe lângă pensiile din pilonul 1, care reprezintă pensia de la stat primită după contribuția unui anumit număr de ani la sistemul public de asigurări sociale. Pensia privată de la pilonul 2 este pensie privată obligatorie, iar pilonul 3 este pensia privată facultativă. Pilonul 2 reprezintă fondurile de pensii administrate privat. Acestea sunt reglementate de legea NR411-2004 și sunt obligatorii. Fiecare român trebuie să aibă, așadar, pensie privată, ca măsură de completare a veniturilor din pensia de stat. Sistemul a fost introdus în anul 2007. Prin acest sistem fiecare angajat plătește un procent din salariu într-un cont individual de pensie administrat privat, relatează stirile ProTV.